Pe 13 iulie vom avea luna plină la perigeu, sau pe scurt, superluna. Orbita lunii în jurul Pământului nu este perfect rotundă, ci un pic alungită, eliptică, ceea ce face ca luna să se apropie și să se depărteze în mod regulat de Pământ. Distanța medie este de aproximativ 384.000 de kilometri, oscilând între două puncte extreme, perigeul și apogeul. Perigeul este cel mai apropiat punct al orbitei lunii față de Pământ, denumirea provenind din grecescul peri, aproape, și geu, de la Gaia sau Gea, Pământ. Similar, apogeul reprezintă cel mai îndepărtat punct al orbitei lunii față de Pământ, diferența dintre cele două puncte fiind de peste 50.000 de kilometri. Astfel, luna plină la perigeu va apărea cu 14% mai mare decât luna plină la apogeu și cu aproximativ 30% mai strălucitoare. Diametrul unghiular variind de la 29,5 arcminute în cazul microlunii și până la 33,5 arcminute în cazul superlunii. În astrologie, luna plină la perigeu a fost introdusă ca un termen aparte în anul 1979 de către astrologul Richard Knoll, superluna. Un termen care a prins extraordinar de bine la publicul larg. Oare cum au putut să trăiască oamenii fără superlună până atunci? Din punct de vedere astronomic, este ceva absolut normal. Un eveniment ce se repetă la fiecare aproximativ 14 luni. Dacă vreți să știți exact, un an, o lună și 18 zile. Cei de la Old Farmer's Almanac consideră superluna luna plină care se află cel mai aproape de Pământ în anul respectiv. La polul opus, microluna este definită ca luna plină ce se află la cea mai mare distanță de Pământ în anul respectiv. Pe 13 iulie o să avem o superlună de toată frumusețea, luna fiind la doar 357.000 de kilometri de Pământ. Așa că dacă aveți senin, fiți cu ochii pe cer. Aveți ocazia să realizați fotografii spectaculoase cu luna plină la perigeu, în special când este aproape de orizont, beneficiind astfel și de iluzia lunii. Către orizont, aceasta pare mai mare decât în realitate. Căutați să surprindeți răsăritul lunii pline cu obiecte cunoscute pe fundal, o clădire, un castel, turla unei biserici, un far maritim și așa mai departe. Iar dacă vreți să faceți comparație între cele două luni, fotografiați superluna de pe 13 iulie și, folosind aceleași instrumente, și microluna de pe 7 ianuarie 2023, când luna plină va fi la aproximativ 405.700 de kilometri de Pământ. Vă doresc cer senin și gânduri bune!